Rose Bikes a hotărât anul acesta să participe din nou la expoziția de biciclete, la salonul bicicletei, după o dispariție de 2 ani. Și anul acesta cred că a venit cu niște noutăți foarte interesante, atât ca și coloristică, cât ca și tehnologie. Sper ca iubitorii de biciclete să devină și mai atenți decât au fost până acum. Și pentru aceasta aș vrea să prezint o bicicletă, poate chiar două. Primul model este cel de lângă mine. Se numește Rose Xeon CW. Este unul dintre cele două modele de aerodinamice. Cadru aero. Teoretic, aceste cadre sunt făcute pentru sprinter sau pentru triatloniști. După părerea mea, este o bicicletă extraordinar de reușită. Este chiar bicicleta mea. Din cauza asta este atât de reușită. Îmi place foarte mult culoarea. Roțile sunt aftermarket. Bineînțeles că poate fi comandată și cu aceste roți, dar erau ale mele. Mi se par că se potrivesc foarte, foarte bine. Este o bicicletă care te ajută foarte mult, atât în probele individuale, cât și la sprint. Aerodinamica ei este desăvârșită. După cum vedeți aici, cadrul este deja pregătit pentru frâne pe disc. Așa că puteți opta atunci când achiziționați această bicicletă pentru frâne normale, acționate prin cablu, cum toți știm, sau frânare pe disc. Și dacă vă hotărâți să o comandați, să o stăpâniți sănătoși. Unde o găsim? Aceste biciclete pot fi achiziționate online de pe rosebikes.ro. Înainte se pot face mici teste. Trebuie să luați legătura cu mine pe pagina de Facebook sau pe magazinul online. Găsiți adresa și numărul meu de telefon. Ce preț are? Se fac reduceri? Această bicicletă, așa cum o vedeți, costă foarte mult din cauza roților, dar prețul ei de bază este de 2300 de euro cu niște roți normale, ceea ce nu este deloc mult pentru caracteristicile sale. Reduceri nu există decât în toamnă, atunci când se schimbă liniile, colecția. Din nou, Rose Bikes. Acum aș vrea să vă prezint cea mai bună bicicletă de contratimp a noastră. Este vorba de modelul Aeroflyer. Este o bicicletă, din punctul meu de vedere, extraordinară. S-a câștigat anul trecut campionatul european de Under 23 prin Leonard Kama. Este o bicicletă care urmează celelalte branduri și încearcă să facă o furcă și o pipă monofoc împreună cu ghidonul. Aerodinamica ei este efectiv spectaculoasă și poziția. Se pare că este o bicicletă pe cât de rigidă, pe cât de comodă. Recunosc că nu am mers deocamdată pe acest model, l-am testat foarte puțin, nu se poate spune că pot să vin cu un feedback obiectiv. Mai recunosc și că îmi place cum arată, la fel ca și la bicicleta precedentă. Roțile acestea sunt aftermarket, dar sunt exact ceea ce trebuie. Aceste biciclete sunt special concepute pentru probele de contratim, individual sau pe echipe, din ciclism, sau pentru probele lungi din triatlon, half Ironman sau full Ironman. Anul trecut și acum 2 ani a fost o modă în ciclism, a apărut fatbike-ul. Fatbike-ul, prin traducere, înseamnă o bicicletă grasă. Acesta este fatbike-ul de la Rose. Se numește The Tusker. Tusker erau denumiți acei elefanți de luptă pe vremuri. Elefanții cu care se ataca Roma, dacă mai țineți minte, pe vremea lui Hannibal. Într-adevăr, ea este o bicicletă elefant.
trece peste orice, nu trebuie să vă temeți de nimic. Chiar dacă vorbim de gropi, chiar dacă vorbim de pietre, chiar dacă vorbim de coborâri, această bicicletă este capabilă să depășească orice. Dar, în același timp, este mult mai ușor de manevrat și mai rapidă decât vă puteți imagina. Este o bicicletă care, cu care poți face față fără prea mari probleme la orice concurs, concurs de MTB de la noi din țară. Ok, poate nu să-l câștigi, dar cu siguranță te vei clasa excepțional. Ca dovadă, anul trecut, când condițiile de la prima evadare au fost atât de vitrege, am dat această bicicletă unui prieten, a plecat din poziția 600, a terminat pe 150, cu toate că a făcut o pană de cauciuc. Recunosc, nu îmi închipui cum a putut să facă pană cu aceste roți. Vă dați seama? Sunt cât roțile unei mașini și cu toate astea el a reușit să spargă. Această bicicletă este configurată special, nu este stock, este configurată special pentru o clientă. A văzut o bicicletă stock, s-a îndrăgostit și din momentul ăla nu s-a lăsat până ce nu și-a comandat așa ceva. Are tot felul de accesorii, are inclusiv sunerie, apărător de noroi speciale pentru fatbike și este o bicicletă, să știți, ușoară. Are doar 12 kg și jumătate în condițiile în care vedem chiar că seamănă nu cu un elefant, cu un hipopotam. Este o bicicletă for fun. Totdeauna când mergi pe stradă, lumea își întoarce privirea și mă bucur că am putut să o aduc aici, să o expun.